Dragi frați ai Bisericii Betania, slujitori, coriști, fanfariști, tineri și bătrâni, toți cei care mă ascultați acum prin intermediul acestei înregistrări, vreau să vă transmit harul și pacea Domnului Isus Hristos. Înainte să vă transmit mesajul meu, am stat pe genunchi înaintea Domnului, am cerut să-mi dea un cuvânt pentru mine și familia Bisericii Betania. Am să vă citesc din cuvântul Domnului de la Maleahi 4 cu 2. Dar pentru voi care vă temeți de numele meu, va răsări soarele neprihănirii și tămăduirea va fi sub aripile lui. După această perioadă de legi restrictive, ordonanțe militare, cu ajutorul lui Dumnezeu, ne vom bucura din nou de libertate. Această libertate va putea fi din nou mai rapid dobândită doar prin participarea noastră a tuturor la respectarea cu strictețe acestor legi restrictive, ordonanțe militare. Frații mei în vârstă ai bisericii noastre și nu numai, trebuie să stați mai mult în casă, în odăiță, să mijlociți și să vă rugați fierbinte către Dumnezeu în această perioadă. Evitați întâlnirile în grupuri mai mari. Sistemul medical, din punct de vedere al dotărilor de protecție, este destul de precar. Acest coronavirus necesită o protecție mai riguroasă. De aceea este bine să ne protejăm noi, fiecare, pentru a evita sufocarea sistemului medical din orașul nostru, din toată România. Respectați cu strictețe aceste măsuri pentru binele nostru, al tuturor, al bunicilor, al copiilor și nepoților noștri. Când a venit potopul, unde era Noe și familia lui? Acasă. Unde suntem acum datorită coronavirusului? Acasă. Dacă vi se spune să rămâneți acasă, gândiți-vă la Noe și familia sa, aproximativ un an în corabie, fără să poată părăsi corabia, pentru că era într-o situație fără precedent, cu care nu s-au mai întâlnit niciodată. Dar știți ceva? Domnul Dumnezeu a avut grijă de ei. Așadar, nu vă îndoiți că Tatăl nostru va avea grijă și de noi. Dar noi, în aceste momente, trebuie să fim ascultători. Dragi frați, conducerea Bisericii Betania, Comitetul Bisericii Betania, Comitetul Administrativ al Bisericii Betania, suntem aproape de fiecare dintre dumneavoastră. Dacă aveți nevoie de medicamente, alimente, nu ezitați să luați legătura cu noi. Dacă aveți nevoie de un sfat sau încurajare, noi suntem la datorie față de fiecare problemă care poate să apară. Vă iubim și vă respectăm. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă mângâie. Nu uitați, va răsări soarele neprihănirii și tămăduirea va fi sub aripile lui, peste Biserica Betania, orașul nostru Cluj-Napoca, peste țara noastră România și peste întreaga lume. Amin.